Se aude? S-a oprit, băieți. Asta a fost cronometru. Mă bate, mă bate, mă bate. Mouse-ul! Mouse-ul, băieți! Mamă, mi s-a dus mouse-ul, s-a dus mouse-ul pe cealaltă parte. Nu, m-am panicat. Fuck. Băieți, venim cu încercarea a doua. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, ne jucăm Fortnite, facem un challenge, avem microfonul decorat de Crăciun, dar înainte să începem tot, oameni buni, uitați să apăsați acolo butonașul de like și de subscribe, codulețul meu pe item shop care este fp-robert291-yb, join pe camera de Discord, nu știu dacă am zis de follow pe Instagram, cred că am zis, like, subscribe, share, comment, știți tot acum, băieți, hai să vă zic direct ce facem ca să poată Rares da drumul la cronometru când îi zic eu. Eu o să landez, da? Imediat, băieți. Doamne, Ștefan Rares, dă drumul la cronometru chiar acum. Am timp 60 de secunde, băieți, să lutez tot ce este în casă. Și mă rog, cât timp ai avea nevoie. Mi-a dat un shot, un sniper, frate. Trebuie să-i dau ăsta nou scope. Ăsta de aici are armă, bro. Oh my god, are două shotgun-uri. L-a luat oare? Ok, perfect. Al nostru e. Al nostru e, băieți. Repede, fuș, lutează. Doamne, băieți, dacă mai vreți chestii de genul, nu uitați să lăsați acolo foarte mulți butonașii de like, băieți. Dacă facem în 3 ore 1000 de like-uri și asta e bătută în cuie, băieți, vă dau acolo un contuleț pe chat. Fiți atenți, hits. Pe chat, pe aia, în secțiunea de comentarii, băieți, vă dau ditai contulețul. Pentru că așa trebuie să facem, băieți, să respectăm abonații. Și vreau să... 25 de secunde, ok, fug repede la benzinărie. 10. Trebuie să... Ok, 10 secunde. Mamă, dar nu mai ajung, gata, asta a fost. Trebuie, băieți, să facem și extragem la MTX. Oh, câte secunde mai am? Gata, s-a terminat acum. Ok. Deci, dacă l-omoram pe băiatul ăla, cred că puteam să iau loot-ul, nu știu. Bun, hai să-i omorâm pe ăștia, băieți. Dacă vreți să mai vedeți chestii de genul la mine pe canal, adică challenge-uri, nu uitați să apăsați acolo butonajul de like, băieți, este foarte important. Bă, ce facem ăsta? Bro, what are you doing? What am I doing? Ok, am voie să iau, băieți, materiale, gloanțe și heal-uri de la el atât. Am voie să iau armele pe care le avea. Așa că hai să fug și eu puțin aici ca să dau și un fel de reset la fight, băieți. Hâț. Și dacă vreți, băieți, și dacă vă place de fapt microfonul meu, băieți, cum e așa costumizat cu luminițele alea, iarăși puteți apăsa acolo butonul de like și aveți acolo un mesaj în clip. Scrieți acolo dacă ați văzut mesajul din clip, mesajul. Fiți atenți, băieți, că îi dau să... nu-i mai dau. Bro, lasă-mă pace. E un mesaj ascuns pe ecran. Indiciu e urare drăguță de Crăciun. Scrieți acolo în secțiunea de comentarii dacă ați văzut mesajul. Frate, pe tine am să te omor. Ok, trebuie să am grijă la băiatul ăla din stânga, pentru că e unul cu sniper. Vreau să stea pe loc pentru că vreau să fac secure la kill. Vreau să nu se miște sau să-mi iasă mie din țintă. Fii atent. Măcar am încercat, mai bine nu făceam. E ok. Deci oficial, băieți, trebuie să joc cu ăsta. N-am AR, am un SMG decent, am un shotgun bun. Nu cred că... De fapt, cred că mă descurc cu ăsta. Trebuie să mă duc aici să fac clean-a, băieți. Pam. Vai, frate, deci... Nu știu, de-abia așteptam, băieți, să intru în atmosfera asta de Crăciun cu canalul. Din câte ați putut vedea și mai de mult, am avut atmosfera de Halloween, apoi aia de Crăciun. Hai să iau și eu repede heal-uri ce avea. Ok, ăstea. Bun, n-am voie să schimb shotgun-ul, n-am voie să schimb absolut nimic, băi, din ce am în inventar. Eu am voie să iau, oh god, doar heal-uri. Adică mini-uri. N-am voie să dau upgrade la sniper, trapa asta nu știu dacă am voie să o iau sau nu, dar o să o arunc pentru că poate e considerată ceva armă, habar n-am. Trebuie să joc doar cu bara aia pe care o am acolo, băieți. Bun. Băieți, scrieți acolo și fete, bineînțeles, să nu uităm de fete, pentru că și fetele ne ajută extrem de mult și vă mulțumesc tuturor că vă uitați la mine și că apreciați munca pe care eu o fac zilnic. Vreau să scrieți acolo în secțiunea de comentarii, chiar sunt foarte curios ce v-ați dori voi așa de Crăciun, oameni buni, pentru că, nu știu, pur și simplu am eu curiozitatea asta să știu ce-și doresc alții de Crăciun. Uite că n-am voie să-mi dau acurile la pistol. Ok, o să fie un meci greu, băi, dar mai sunt 36 în viață, asta e partea bună. Și da, hai să luăm și noi. Oh god, no, n-am voie. Cât am luat? 30 și 18 de dăsta. Tai. Am uitat că n-am voie. Și 30 de asta. Hai să dăm repede drop la 30. Gata. Am uitat că n-am voie, băieți. Am voie să iau doar de la player. Ok.
Băi, măcar mi-am adus aminte că dacă nu, cred că sunt cam challenge-ul și mai bine lasă. Oricum, e un challenge destul de greu, îl puteți face și voi și vreau să înscrieți acolo în secțiunea de comentarii, oameni, dacă voi ați reușit să faceți acest challenge sau dacă nu ați reușit. Vă provoc, băieți, să faceți challenge-ul ăsta și dacă aveți un calculator bunicel, vreau să filmați, băieți, și să puneți meciul pe YouTube, să scrieți acolo robinet challenge, liniuță 60 de secunde. Sau 60 de secunde challenge liniuță robinet, ca să pot să intru, băieți, să vă văd acolo challenge-ul. Îmi puteți da tag pe Instagram dacă faceți chestia asta. Ok, n-am voie să iau alea și nici 20 de gloanțe de arât. Trebuie să le aruncăm. Ce de pot să le arunc pe toate pe astea pentru că nu am arât. Deci, oricum, dacă le luam erau degeaba. Hai să iau și eu ciuperci pentru că astea sunt spawnate natural, băieți, și am voie. Pam. Pam. Luăm și noi repede ciuperci. Și așa facem, băieți. Minty X-ul o să-l extragem, băieți, ori pe 24, ori pe 25, nu știu când. Pentru că normal voiam să-l extrag acum o săptămână. Dar dacă tot vine Crăciun, am zis, băi, las-o așa, frate. Îl iau de Crăciun, îl dau de Crăciun. Eu cred că ar fi mai mișto așa. O să fiu live, băieți, când o să extrag Minty X-ul, așa că dacă vreți, băieți, nu uitați regulamentul. Trebuie să aveți codulețul meu pe Item Shop, băieți. Și eu chiar aș vrea să-l câștige cineva care chiar se uită la mine, care chiar apreciază ce fac și care chiar, nu știu, care chiar e aici pentru mine, băieți, nu pentru faptul că eu fac customer sau chestii de genul. Bine, nu m-ar deranja, dar, nu știu, eu așa aș vedea lucrurile întâmplate cel mai frumos. Ca să vă înscrieți, nu uitați că trebuie să fiți abonați la canal, trebuie să apăsați like la clipuri, băieți, că o să mă uiți. Trebuie să aveți abonamentele pe public și clipurile apreciate pe public ca să văd dacă ați dat acolo like. Trebuie să aveți follow la mine pe Instagram, trebuie să fiți înscriși pe postarea de pe Instagram și bineînțeles să aveți codulețul pe shop, pentru că efectiv chestia asta e neapărată. Așa că Robi, nu mai am voie, băieți, pe aici eu. Hai să mă mai duc că cine știe ce loot mod tenta pe mine pe aici și din greșeală îl iau și uit de challenge și strict challenge-ul. Miniuri. Nu știu dacă-s lăsate de player, gen, e un chest deschis. Nu știu dacă se pune, dar nu o să le iau, frate, nu o să le iau. O să luăm loot-ul de la playerii care au fost omorâți de noi și de la playerii care sunt omorâți de playerii pe care noi o să-i omorâm. Bun. Băi, mai sunt câți? 25 în viață. Eu trebuie să mă duc acum să caut, să mai caut player pentru că nu am foarte multă acțiune pe clip și mie îmi place, băi, să fie destul de multă acțiune. Vreau să știu, băi, și dacă sunteți voi gata pentru Winter Royale, mamă, deci cât a... Mi-a picat netul. Zi-mi, te rog, că nu mi-a picat netul fix. Ok, fuf, perfect. S-a oprit filmarea? Nu s-a oprit filmarea, nu? Stai, 38, ok, fuf. Mamă, mi-a stat inima, mi-a picat netul. Radeș? Da, și mi-a picat. A, și ție? Da. Oameni, să nu fie o pană acum de curent în Azuga, că... Cred că mă iau de păr și mă arunc pe geam. Glumesc, copii, nu faceți asta. Bun. Cât a așteptat Ștefan, băieți, Winter Royale-ul ăsta? Efectiv s-a lăsat de Fortnite competitiv și n-au avut cu cine să mă mai joc, băieți. M-am jucat două cu, nu știu, cu oameni pe care nu-i cunoșteam și chestii de genul, dar e ok. Și, mamă, deci iubesc, băieți, cum am făcut microfonul ăsta. Cum e așa, cu luminițele alea, nu știu, îmi dă așa vibe-ul ăla de Crăciun. Aveți și muzică pe fundal, băieți, de Crăciun. Întotdeauna pe clipurile astea o să caut să pun o muzică diferită față de cealaltă melodii pe care deja le-am pus. Le pe băiatul ăla 100. Eu nu știu, băieți, să joc sniper. Bă, e total paralel cu jocul. Bro, m-a văzut. Și mai e unul. Ce era aia în stânga? A, în dreapta e unul cu barca. Bro, am căștile invers? Nu. Mă, cu cine te bați? Nu le-am. E aici. Bum! Ok, i-am dat pickaxe și am voie să lutez materialele și gloanțele pe care ele avea. Bun, bă, trebuie să las să deschidă chestul ăsta, uite-mă că nu m-a dus capul. Las, n-are treabă, băieți, voi vă puteți uita la clip și să ziceți, adică mă rog, să faceți exact challenge-ul mai bine decât l-am făcut eu de fapt. Ok. Rareș? Da. Mi-am luat snap, nu știu de unde. Mamă, poate dai win. Da, mi-am luat snap. Like, n-am murit de tot, dar nu știu de unde mi-am luat snap. Păi și n-ai nimic de viață? Am avut două miniori. Uite-l, mă. Și ți-ai dat? Mi-am dat, da. E un baba... Bă, babanule, ia și tu bandajele alea, bro. Și hai să ne batem după. O, uite-l. Mamă, băi, cred că a tras în același timp cu mine. Mă jur, ori a fost glonț, ori nu știu ce a fost ăla. Ori mi s-a părut. Care a murit? El. Doamne.
Nu o dai, bă. Uite, miniuri, chestii de heal. Bandajele nu, nu le-a luat. Bandajele nu, nu le luase el, băieți. Doamne, băi, e greu, e dificil challenge-ul ăsta. Și moftic, frate, că n-a luat bandajele. Trebuie să... Da, nu, nu știu. O, efectiv, gen, eu cred că a tras și el și am tras și eu, dar eu am tras primul sau chestii de genul. Nu știu, efectiv am văzut un glonț sau nu știu ce a fost chestia aia galbenă. Ori mi s-a părut, nu știu, cred că sunt paranoic. Habar n-am, băieți, dar rare să te aud de ceva. Bun. Hai să vedem, băieți, ce kill-uri mai putem lua. Avem 6 momentan. Nu e un număr nașpa, nu e un număr foarte mare, nu e un număr foarte mic. Dar trebuie să ținem cont, băieți, că n-avem ară, nu avem... nu ne-am dat upgrade la SMG, la shotgun, la sniper. Trebuie să ținem cont că am și mers pe mapă și n-am văzut playeri. Următorul challenge, uite, am o altă idee de challenge, băieți. Și dacă mai aveți și voi idei de clipuri pe care eu le-aș putea face, oameni buni, pentru că nu uitați, eu pun clipuri zilnice. Asta înseamnă foarte multe idei pe care ar trebui să le am. O să încerc să fac live-uri foarte, 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 foarte rar. Pentru că, băieți, cu live-urile oarecum i-am distrus activitatea pe care eu o aveam pe canal. Da, nu am de ce să fiu demoralizat pentru că vine vacanța, băieți. Trebuie să găsesc eu, n-am voie să iau astea. Trebuie să găsesc eu o modalitate în care să-mi aduc super mega la viață canalul. Și asta pot face doar cu ajutorul vostru, oameni buni. Dacă dați share la clip sau dacă îmi oferiți suportul pe care mi l-ați oferit până acum. Poate chiar mai mult, de ce nu? Pam, pam. Și oameni buni, nu uitați că nu trebuie să ziceți: băi, eu nu apăs butonul și de like, apas altul. Pentru că, băieți, fiecare like contează, credeți-mă. Dacă ar zice 100 de oameni chestia asta cu: băi, eu n-am apăs butonașul de like, că apasă alții, băieți, asta ar însemna că la un clip în care ar trebui să facem 300 de like-uri am face 200 și, nu știu, ar fi oarecum puțin demoralizant. Chit că este puțin, dar nu contează, băieți, trebuie să trecem peste, pentru că, hai să vă dau un sfat, fiecare YouTuber are o perioadă în care e sus, apoi jos, apoi sus, apoi jos, apoi mijloc, sus, jos, mijloc, tot așa, băieți, înțelegeți? Așa că eu nu am de ce să fiu demoralizat, doar să-mi continui munca și voi, băieți, dacă faceți YouTube, chiar vă sfătuiesc, dacă aveți inactivitate pe canal, nu contează, absolut deloc, deci absolut deloc nu contează, băieți, pur și simplu, țineți-vă de treabă, postați, credeți-mă, o să fie bine, doar credeți-mă și nu uitați de challenge-ul pe care vi l-am propus să-l faceți, băieți, 60 de secunde liniță robinet challenge sau 60 de secunde challenge liniță robinet, cum vreți voi. Puteți spune Insta Story să-mi dați mie tag și o să intru la voi pe canal și o să mă uit, băieți, să văd dacă va reuși challenge-ul sau dacă nu va reuși challenge-ul. Chiar ar fi foarte drăguț, băieți, să faceți challenge-ul ăsta, nu știu, chiar ar fi foarte calme. Mie chiar mi-ar plăcea să vă văd pe voi cum ați jucat faza. O să vă las acolo niște comentarii drăguțe, de ce nu like, poate mă și abonați la canal. Așa că, oameni buni, vreau să interacționez cât de mult pot cu abonații mei. O să încep să mă joc și mai mult Fortnite cu oamenii care au codulețul meu pe Item Shop și, bineînțeles, și cei care au netul meu, pentru că pe aceștia am o listă. Și cei care au donat pentru ad, dar asta, gen, mă rog, tot se pune, dar nu știu ce să zic. Oh my god, 10 gloanțe de arână am voie și 30 metal parcă era. Am uitat, băieți, am uitat. E foarte greu, foarte greu, foarte greu. Drop. Iată. Am uitat că n-am voie, băieți, credeți-mă. Uite, se bate așa, dar eu nu știu când ar trebui să intru acum pe ei, like. Chiar n-ar trebui să intru acum. Trebuie să-i las să se bate după să vin eu, pentru că am un pistol, băieți, am un pistol și e verde. Aș putea să stau aici în spate, ce-i drept. Uite, ia. Nu, uite, cred că am ratat, bro. Trebuie să am grijă mare. Trebuie să am grijă mare. Na, plec de aici pentru că mi-e frică, băieți, efectiv, uitați, gen, nu știu, nu se compară lutul meu cu ce am auzit acolo, am auzit un SMG, am auzit un shotgun mult mai bun, cred, decât al meu, o să trească să plec, cred, nu știu, probabil asta o să fac, da, asta am să fac. Ok. Și băieți, nu uitați de mesajul care apare acolo în clip, bro, dar de ce mă bat eu cu tine? Bă, da, ia vezi sumă de treaba ta. Așa. Trage, frate, în el. Trage, brother, în el. Că a fost rău. A vrut să mă bată. Așa. Doamne, oameni răi, băieți. Nu mai înțeleg, bă, playerii din ziua de azi. Nu mai înțeleg, efectiv, vin toți pe tine așa. Tuc, 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 tuc. W Kiers. Uite, stau aici. Fain, frumos. Îi aștept să vină și poc. Dau cap. Tung, tung, ci. Hai, frate, hai, vino. Veniți să vă bat. Oh, perfect, suntem Zora.
Băi, sper să nu mor, frate, sper să nu distrug meciul ăsta. Adică e un meci frumos, băieți. Am jucat bine, sunt relativ multicele kill-uri, habar n-am. Băi, sper că vă place și dacă e necesar, băieți, o să aprind lumina pentru următoarele clipuri. Dar nu uitați, băieți, de mesajul secret din acest clip pe care îl puteți vedea pe ecran. Este orare de Crăciun, uite, vă dau indiciul ăsta din nou. Și trebuie să vă, băieți, cum mai decorez și eu pe aici. Gata, trebuie să vă cum mai decorez și eu pe aici, băieți, scena, nu știu, văd eu niște beculețe de Crăciun, ceva, nu știu. Trebuie neapărat, pentru că arată drăguț. Ne, nu știu, ne bag așa într-un vibe din ala de Crăciun. Luați-vă, băieți, o mandarină, o portocală sau ce, mandarine se mănâncă de Crăciun, parcă. Nu știu, băieți, n-am mai mâncat de foarte multe mandarine, cred că de anul trecut. Da, de anul trecut. Și oricum nu eram un fan foarte mare mandarine. Vă plăceau mandarinele? Scrieți acolo în secțiunea de comentarii dacă vă plac mandarinele. Like, băi, sunt decente, dar nu știu, dacă nimerești tu din aia moale, blea, ia iurea. Uite-l pe ăla acolo sus. Bro, o să-și ia snap, doar să stea pe loc. În 5, 4, 3, 2, 1 și... Bă, v-am să fac și o fază din aia super mega cool. Bă, stai pe loc. M-am zis că eu nu știu să dragul sniper-ul, la ce vă așteptați de la mine, pe bune? Măcar încerc, ok? Of, de două ori, bă, pardon, să-i dau snipe. Ok, nu mai fac faze de-astea. Trebuie neapărat să învăț să dragul sniper-ul. Like, eu, băi, eu jur, credeam că ăla o să fie hit, hai. Aici ar trebui să țin. Nu cu asta, că eu cu asta am ținut și s-a dus peste, cam pe aici, așa. Hai, arată scap, frate. Pune scapul acolo, bro. Hai. Ce mă aștept eu, frate, să fac cu pistolul ăsta de aici? Dar n-are treabă, băieți. Las că nu ne plângem de loot. Sper să mi-l dea cu pe ăsta cel mai prost și după aia să-mi dea loot bun, rău de tot la arena. Uite pe aia, s-au bătut în zonă, băieți, sunt nebuni. Doamne, e un jucător bun în meci, băieți, că văd că tot face kill-uri. Vreau că am făcut două, cred. De când gen am văzut eu pe chat, nu știu câte are în total. Ia să rașez și eu puțin middle-ul. Mai sunt eu cu ăsta din dreapta și cu ăla din stânga. Eu am zona din mijloc. Și mi-a zis cineva, băieți, că acum la normale nu este moving zone. Este... Bă, lasă-mă în pace că vreau să mă bag cu ăsta de aici. Ăsta e la bun, ăla de acolo e la bun. Acolo. 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Haide. Mi-e frică de el, sincer să fiu. Dar nu pare așa bun de fapt. Nu, chiar nu pare așa bun. Vorbeam eu care dau pe lângă cu sniper. Dar e ok. Nu uitați, băieți. Se iartă. Băi, ia să vedem, oare facem win cu 8 kill-uri? Hai să ne uităm după băiatul ăla, băieți. A, nu facem, băieți. Facem cu 7. Băi, chiar nu m-ar deranja, dar vreau să facem mâine, ok? N-o să mai fac picurile astea. Uite-l pe ăla. Frate meu, ce pușezi așa? Ce te-a supărat, bro? Hai. Du-te, bă, deci efectiv și-a dat edit din greșeală la perete, băieți, așa. Dă, frate, dă, că eu n-am arât. Nu, nu-n mine! Oh, God. Mi-e frică, băieți. Ia să mă duc eu mai sus, dacă tot. Dacă tot o joacă așa ăla. Hai, bro. The edit. Mamă, dar nu știam cum să tragă ăla, bro, în peretele lui. Bă, nu mai trage în al meu, n-ai voie. Vezi? N-ai voie. 1v1, băieți. 1v1. Ia să vedem, e meciul nostru sau nu? Hai. Nu mai e, băieți, glumeam și eu cu voi. Aici trebuie să stau ca să câștig. Al nostru e, băieți. Al nostru e, vă promit eu. Băi, băieți, al nostru e. Ce să faci, bro? Au, nu mai e băieți al nostru, glumeam. Nu glumeam, băieți, al lui e.
Ok? Vrei să mă tocmit acolo. Trebuie să batem cu zona. Al meu ești. Al meu ești, puiule. 17, cred, chill. Ok, trebuie să jucăm calm și ușor, băieți. Scuzați dacă nu o să mai vorbesc atât de mult acum, pentru că încerc și eu să mă concentrez, băieți, ca să duc o victorie. Te crezi, nu mai am zis foarte tot repede. Bă, dar multe materiale are, băieți. Ok, era prietenul meu editat acolo. Oh, băieți. Oh, God, băi, nu mai spama. Lasă-mă, îmi plan și băieți eu. Ok. Meciul meu. Băi, copac, dă-te de aici. Nu-mi strica meciul, copacule. Nu am și băieți să stau în zonă cu el. Bă, dar mai am multe materiale. Fiți atent, băieți. Îmi trebuie atât multe materiale, așa-l cheamă, pe el. Shit, ok. Al meu meciu. Ok. Ușor, bro, că nu te grăbești nimeni, ok? Stai acolo cât vrei, eu mai dau un mini, fii atent. Al meu meciu, băieți, am zis. Șaptici pe white, ok. Oh, nu! Băi, îți mai avea 44 HP. Băi, m-a bătut ăsta, frate. Oricum, a fost un meci bun, băi. Sper că v-a plăcut. Hai să vedem care din voi, băi, puteți lua win la challenge-ul ăsta. Probabil să încerc să mai filmez încă unul. Dacă o să dau win, o să-l pun pe ăla. Dacă nu, o să-l las pe ăsta. Repet, oameni buni, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe. Follow pe Instagram la 1robinet1. Join pe camera de Discord pe care o aveți, băieți, întotdeauna în descriere. Hai să vă arăt și șopulețul de astăzi, dacă tot am dat aici back to hub. Am zis de follow pe Instagram, cred că am zis de follow pe Instagram, oameni buni, uitați și codulețul pe item shop ăsta, forță, care va duce vouă, nu știu, noroc, habar n-am. Da, băieți, ne auzim data viitoare. Ciao!